În acest moment o remarcă cum are sunat de... A dat la 1-2, mă? În acest moment o remorcă cu tonaj de băligar. A intrat în intersecția Jilava. Este un vehicul de explozie care... Acest băligar conține foarte multe gaze detasate și... Este un pericol de... De la Realitatea TV sau de la Antena 3? În această curbă periculoasă a avut să facă o manevră de... Ți-a căzut căcatul. Domnule Puiu, cum realizați această constituire marță la aici? Vă marte, uitați să vedeți și poliția să ia măsurile. Vedeți, poliția acum să ia măsurile de siguranță. Dar nici n-au văzut în acest moment. Ia uite, tata e de la boligarul la evrei, care noroc. Unde ai găsit? Băi, cu câte un mor. Și în acest moment va veni... Așa am luat-o cu Leo și apoi găsit. Leo vorbea la telefon, eu i-a luat-o cu ia, Leo, că dăm pe realitate acum. Are 50 de mii? Păi, am interviul la ăla. Un interviu ceva, tata e, dă un interviu ceva. Că nu mai vine. Era șoferul lui, să vezi aici să întoarcă, să-i lase lui ăla, lui Bășinel. Dacă era un om acolo, îi dădea cu parfum. Nu mai dă la bun. Îi dă fac la comandă. Doane, trage-mă căruța și bagă 2-3 transporte. Hai poate de aia la 3 vreme. Că ce că din cauza asta. Nu mă, ai dat adresa greșită. Vreați-le cum constituați aici această întâmplare? A fugit cu tractorul, nu? A fugit de la fața locului și nu se ia nicio măsură. Am urdărit și gardul femeii. A fugit cu tractorul. Ai văzut ce a făcut? Ia cu cane. Că te vei pe realitatea. Stai, bre, că te iau un cadru. Le dă bătaie. Păi, acum, bă, logii, nu merită. Dacă era tractorul la roșu, nu? Îl răsună și pe ăla. Ăla filmare n-a avut. Nu mai mă filma, bă, pe ce faci? A deschis și porți. Cine să intre mirosul, a? Filmează-mă în curte. Filmează-mă, auzi. Filmează în curte. Vino, grasule, dă un interviu, drăguț. Dă un interviu, grasule. E tot cadru iau. Domn comisar, cum vă imaginați această... Nu aveai soarta asta! Nu aveți soarta asta! Dă-te-le-o!
Nu mă cum mă gândeam. Ce-o pula, nu știu,